Bună tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! Numele meu este Mădălina, iar astăzi vom pregăti împreună sandwich croissant. Aceste sandwich-uri sunt ideale pentru un mic dejun copios sau pentru un prânz rapid. Încep prin a tăia croissantul în două. Ung partea de jos a croissantului cu unt, iar partea de sus o ung cu cremă de brânză. Așez câteva frunze de salată verde, așez feliile de șuncă, cașcavalul și roșiile. Procedez în același fel și cu cel de-al doilea croissant. Menționez faptul că am folosit croissante gata făcute, deci nu mi-a luat mai mult de 5 minute pentru a face această rețetă. Aceste sandwich-uri se fac foarte rapid și sunt foarte delicioase. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a susține proiectele de viitor. Mulțumesc!